Rubrică oferită de Focality. În anul 1871 s-a născut Ernest Rutherford. A fost un fizician și chimist din Noua Zeelandă, laureat al Premiului Nobel pentru chimie în anul 1908. Este considerat părintele fizicii nucleare. În anul 1897 s-a născut Aurel Petrescu, a fost un regizor și operator de film român. El este unul dintre pionierii filmelor românești de animație. Desenele animate ale caricaturistului Aurel Petrescu s-au născut sub influența celor americane și franceze din acea epocă. Din păcate, absolut toate desenele sale sunt considerate pierdute astăzi, fiind distruse din cauza ignoranței și a trecerii timpului. În anul 1930 s-a născut Warren Buffett. Este un investitor, om de afaceri și filantrop american. Este cunoscut ca fiind cel de-al treilea în lista celor mai bogați oameni din lume în anul 2006, pe al treilea loc în lista anului 2007 și primul pe lista anului 2009. Este recunoscut pentru stilul său de viață modest, în ciuda averii imense pe care o deține. În anul 2017 a fost pus pe locul al doilea pe lista celor mai bogați oameni din lume. În anul 1972, s-a născut Cameron Diaz. Este o actriță și fost fotomodel american, în prezent stabilită în Los Angeles. Ea este cunoscută în mare parte datorită rolurilor sale din The Mask și Îngerii lui Charlie. În anul 1751 a murit Christopher Polem. A fost un inventator suedez, s-a specializat în domeniul noilor scule de minerit, pentru producerea cărora a realizat și o fabrică. În anul 1929 a murit Emanuel Rigler. A fost un medic, farmacolog, profesor universitar la Facultatea de Medicină din Iași și membru corespondent al Academiei Române. În anul 1954 a murit Alexandru Lepădatu. A fost ministrul cultelor și artelor în șase guverne și ministru de stat al României în patru guverne. Președinte al Senatului României, membru titular al Academiei Române, președintele acesteia și secretarul său general. În anul 1698 a apărut la ea și prima scriere filosofică românească, Divanul sau Gâlceava Înțeleptului cu Lumea sau Giudețul Sufletului cu Trupul de Dimitrie Cantemir. În anul 1948 a fost creată Direcția Generală a Securității Poporului, mai pe scurt, Securitatea. În anul 1974 a fost realizat calculatorul pe bază de laser Coral. În anul 1984 a avut loc primul zbor al navetei Discovery. În anul 1986 s-a produs un cutremur de pământ în Vrancea cu o magnitudine de 7,2 la o adâncime de 140 de kilometri. Această rubrică a fost oferită de Focality.